Poli pleacă cu șansa a doua în meciul de cupă cu Gazmetan. O recunosc și alb-violeți, în ciuda faptului că medieșenii au adunat un singur punct în ultimele trei etape de campionat. Mă bazez pe faptul că gazul dispune de un lot omogen, un lot de jucători foarte buni. Câțiva dintre ei am urmărit sau în trecut mi-am dorit la Poli. Dispune de o susținere financiară bună pentru condițiile actuale din fotbalul românesc. Întâlnim o echipă și pot să spun asta pentru că i-am și văzut de vreo două ori live, organizată, o echipă scurtă, o echipă care știe foarte bine să joace arma contraatacului. Întreg lotul lui Poli e valid, staful alb-violeților se bazează că jucătorii vor avea aceeași ambiție ca și în meciurile cu Ceahlăul și Steaua. Băieții cred că au demonstrat de fiecare dată că în jocurile importante s-au întrecut pe sine. Mizez pe orgoliu rănit al lor. 15.000 de bilete pentru jocul dintre Poli și Gazmetan s-au pus în vânzare de luni. Meciul se dispută joi de la ora 18 pe stadionul Dan Păltinișanu.